De mai mult de un an, ambuteiajele lungi de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău au devenit o normă. Se întâmplă după ce autoritățile au demarat lucrările de reparație capitală a podului care asigură trecerea peste râul Bâc și calea ferată. Acest sector de drum este una dintre cele mai importante artere din capitală, care leagă sectorul Râșcani și Ciocana cu sectorul Buicani. Desigur, nu putem spune că până atunci nu se circula cu dificultate în acea zonă, dar nici în măsura aceasta. O parte dintre șoferi aleg să evite circulația în acea arie, iar alții nu au încotro și sunt nevoiți să piardă minute bune în trafic. Вот если мы обычно в это время выезжаем, то мы 100% опаздываем. Но бывает всякое. Может, сегодня повезет. Старый грел, магини пижет, его вен дикат к троллейбезу. Димон, ты уорди меня от авинку вен пижет. Делаште вам вен пижет, пала петитан. Odată cu demararea lucrărilor de reparație capitală, din cele 6 benzi de circulație au rămas practicabile doar 2. Așa că, în tot acest timp, șoferii au învățat o lecție. Să circuli la orele de vârf pe strada Mihai Viteazul este pur și simplu o alegere proastă. Вечером я предпочитаю ездить по объездной, потому что выезжать на мост плохая идея, там можно встрять на полчаса запросто, потому что там стоят машины в 3 ряда. Unii locuitori ai orașului sunt nemulțumiți de felul în care au loc lucrările. Asta după ce, de mai multe ori, pe șantier, sunt surprinși doar câțiva lucrători. Nu sunt suficienți muncitori pe șantier. Lucrările se fac într-un regim foarte lent. Nimeni nu știe clar care este calendarul de executare a lucrărilor. În răspuns, autoritățile fac apel la calitatea lucrărilor și nu la numărul de muncitori surprinși în activitate. Vă spun că este doar o prezentare pentru formarea opiniei negative cu privire la lucrările care se execută pe pod. Și le considerăm cu caracter tendențios politic și nici de cum obiectiv care să arate situația pe pod. În acest reportaj vom afla la ce etapă se află reconstrucția podului de pe strada Mihai Viteazul, ce fac autoritățile pentru a grăbi executarea lucrărilor, câți muncitori sunt antrenați în lucrări, ce spun responsabilii de desfășurarea reconstrucției, dar și cât timp șoferii vor mai fi nevoiți să circule cu 5 km la oră pentru a ajunge dintr-un sector în altul.